Da, foarte bine, super fain. Ok, hai să dăm dacă nivelul de sunet e bun. Mama ar fi mândră de mine. Atenție, mat perimat și... Eu vă fut, vă fut în cur și voi răbdați, răbdați. Vă fut în cur și vă plecați, plecați. Voi la concert aplaudați și împreună, împreună eu vă fut. Vă fut în cur, dar voi răbdați, răbdați. Voi la concert me fotografiați. Da, eu vă fut și voi răbdați. Așa, împreună acum și la dans. Așa, 9 mai, sărbătoarea tuturor. Așa, batem din palme. Ia câte-o iubirea, ia câte-o energetica. Давай, Костян, mâna sus. Возьми меня, пожалуйста. Филипп, râde, râde până la urechi. Așa. Ia câte-o democrație înconjurat de bodyguard. Și încă o dată, hai, dați împreună. Eu vă fut în cur, dar voi răbdați, răbdați. Și la concerte voi aplaudați. Da, eu vă fut și voi vă aplecați. Încă o dată, vă fut. Vă fut în cor și voi răbdați, răbdați. Nu, în principiu, sensul cânticului l-ați înțeles. E despre dansuri, da? Adică, n-ai și reproșa. Frumos. Frumoasă scenă, frumoasă scenă, frumoasă interpretare. Sper că v-a plăcut această piesă. Dacă vreți în continuare, așa cum s-a întâmplat și în cazul cântecului despre Elena Hrenova sau în apărarea Elenei Hrenova, bugetul unui astfel de clip nu ar costa foarte mult, puteți să participați și voi prin crowdfunding, 500 de mii de euro colectate pe contul meu de PayPal și voi filma un clip la cântecul Voi mă fotografați. Așa e titlul, ca să nu zic prostii, că poate ne urmăresc și bărbați și bărbații sensibili.